Serios, vrei să-i spună serios? Botea a fost confundat, nu Fizidi, cu unul dintre cei mai mari regizori ai americanilor. Cine credeți că au crezut americanii că este Cătălin Botezat? A, Bote. Zi Feng Shui, că tu trebuie să ghicești din prima. Ce să ghicești? Cine regizor american cu cine ar semăna? Probabil că a fost confundat de un or. Și a tânăr. Știm cu vreun regizor. Tânăr, urmă. Cine, doamne? Băi, vrei să vorbim serios? Ai zis că nu te iei de ăla, că e prietenul tău. De cine? De PPD, de cum îl cheamă. Și mie mi-e simpatic, dar păi și nu de PPD. Păi cum facem o măscare ala asta? Peste subiect serios? Păi da, Colchim. Da, ce râzi, te-am mutat. Cum a făcut măscarea asta cu Colchim, halul ăsta și bate joc de oameni? Păi dacă sunt fraieri oamenii. Cu care sunt fraieri? Cine oamenii care pun bot. Fraieri aia care stau acolo 3.000 și n-au ce mânca? Pe și ce? Și a mai prăjit ăsta trenul cu măscăreala lui? Pe și ai, adică du-te bă, dai ce, mă, vii tu particular cu banii în pungă cu 3 dași. Bă, vă dau să mâncați și la mea de jeu. Eu înțeleg că tu ar nu vrei să te iei, da. Ar vrea propun un subiect, Dragoș, să vorbim despre încălzirea globală și dispariția pinguinilor. Corect, foarte bine, încălzirea globală, corect. Hai. Și pe tine te roagă tot un alt respectator să ne spui când va avea Serghei următoarea erecție. Primul ciclu. Nu acopăr mai mult de 1000 de ani. Ar fi bine să-i mai invitați pe domnul Clar Văzător și pe domnul Știe Tot, doar ca să tacă, că se pricep foarte bine. Băi, corect. Vreți mă să mai ținem emisiunea? Nu mai, dar el a fost la emisiune. Mai 3 ore, tu deci la ce emisiune a fost el înainte? Nu. Dar vreau să știu. Și acum am venit să fi le dau de bune. Și tu unde ai fost la... Eu am fost la... Televerzi. Din lumea astrelor. Da. Mai doriți să spuneți ceva? Da. Imediat. Da. Nu, cum facea Diaconescu? Băi, nu știu, pe mine m-ați plătit până la 1. Domnul Marian, celebrul carbăzător, care vine la noi. Liniște, mă, parcă sunteți beștini. 30 de secunde pentru concluzii, vă rog. Concluzii. Concluzia, mie mi-ați dat până la 1 bani, a trecut eu 1 și 5, dați diferența. Domnule, să ne scrie telespectatorii pe Facebook până mâine, dacă vor să fie azi mâine seara. Nu, dacă vor să fie azi mâine seara. Păi Facebook. Mâine seara avem și o oră specială cu o telespectatoare care a câștigat un concurs, o tatuă mânie. Și aia statuază și eu cu ei tatuă mânie. Păi plânge doctorița. Păi bă, noi tacem, nu spune nimica, ne vedem de treaba noastră. Veniți noi și nu știi că asta e meseria noastră. Bă, ia să ne spune și sună. Spuneți-ne... Bă, ăsta cu păcă pui pariu cu mine, nu-l mai lasă, nu-l mai lasă la nicio emisiune. Dacă s-au zis că cu fete care tatuate, nu-l mai lasă. Dar nu-l mai lasă oricum, am eu impresia. De să ne scrie tome pe Facebook ăsta, dacă vor să mai avem și mâine seara. Da, faceți ca echipa. Sau sunăm. Dacă vor să fie asistentele noastre, cred că concurența este majoră. Bă, dacă suntem asistentele, venim și în fustiță. Deci Peruși ați luat-o așa de la spate. La revedere, pe ură, noapte bună, ne revedem mâine seara 22:30 tot aici la 6 TV. Mult în seara asta. Stai, mă.